altfel. Am dat curs cu o mare drag cererii Fundației Ecopatrimoniu, condusă de doamna Veina Vărescu, de a realiza această expoziție aici a domnului George Zamșa. Noi am avut un dialog constructiv la săptămânii trecute, la Ipomești, unde am participat tot la o activitate culturală a memorialului Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, și acolo l-am cunoscut pe domnul Zamșa, iar domnia sa ne-a adresat această rugăminte de a își expune, într-o săptămână de altă foarte frumoasă, lucrările domniei sale, lucrări care au fost expuse în Timișoara, în Alba și chiar în galeriile noastre. Astăzi sunt prezenți alături de noi domnii și doamnele directori ai instituțiilor de cultură, instituții subordonate Consiliului Județean, domni și doamne directori care ne sunt parteneri și în proiectul generos în care suntem implicați în acest moment noi, Consiliul Județean, cel de a promova Ținutul Sfinților Botoșani. Și, domnule director, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în această perioadă și pentru tot efortul depus, pentru că această competiție ne va aduce și rezultatele competiției, bineînțeles, ne vor aduce plus valoare. Așadar, am să vă rog pe dumneavoastră să interveniți și pe parcurs, dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domnilor ziariști. Mă bucur că sunt aici, ca botoșanean, că marchez un act de cultură pentru județul, pentru orașul și județul care unde m-am născut și m-am format. Fundația Ecopatrimoniu este fundația familiei mele. A fost creată de soțul meu acum foarte mult timp și în memoria lui eu duc mai departe activitatea de sprijinire a actului de cultură. Foarte pe scurt, am fost și suntem încă implicați în proiectul de restaurare a cazinoului Vatra Tornei, în proiectul de unde l-am cunoscut și pe domnul Zamșa când făceam documentarea acestui proiect la Viena, în Arhivele de Stat, în un proiect în Salina Târgu Ocna, unde domnul Zamșa are un proiect generos privind sculptura în sare. Am fost alături de galeriile de artă în Arta la Feminin, ediția 4-a, și mă bucur că reușesc să fiu și aici, să fim și aici. Ce vă pot spune? Domnul autor acestor lucrări, domnul profesor Zamșa, deci vechi colaborator al nostru, foarte pe scurt, așa, pentru că CV-ul dumnealui este impresionant, este absolvent al Universității din București, cu mastere în mai multe domenii. Este specialist în artă și în neconvențională, în spații neconvenționale, și de aici o să vă spun că o să vină cu alte propuneri de proiecte pe care o să le propună dumnealui personal. Este proiecte pe care le-am realizat împreună cu membrii fundației, deci nu e meritul lui, e munca cu noastră colectivă. Este specialist în turism internațional, colaborator a unui mare agenții de turism în managementul turismului cultural și, mă rog, iubește arta, iubește frumosul și mă bucur că a avut timpul și are timpul ca și ne alocă botoșanului, pentru că este născut în Ardeal, a locuit în foarte multe locuri din țară și din străinătate și acum este la Botoșani. Sper pentru cât mai mult timp și în cât mai multe proiecte care să promoveze județul, orașul nostru și județul nostru. Domnul profesor, vă dau cuvântul că dumneavoastră vorbiți cel mai bine. Eu vă să vorbesc foarte puțin, că pentru un artist întotdeauna vorbește arta pe care o creează. Despre mine nu vreau să vorbesc, aș vrea să vă vorbesc despre un parteneriat care există fără a fi semnat. Un parteneriat de suflet între două femei care iubesc arta. Așa cum a spus și doamna președinte, a fost suficientă o discuție pe care s-o purtăm la Centrul Cultural Eminescu la Ipotești și atunci i-am descris o parte din dorințele pe care subsemnatul împreună cu membrii Fundației Ecopatrimoniu intenționăm să le organizăm, și anume să organizăm happening-uri, activități
de cultură, de o cu totul altă manieră, care depășește bariera clasică. Proiectul se numește Arta Coboară în Stradă și intenționăm să realizăm cât se poate de multe expoziții și activități culturale în spații neconvenționale, nu numai în Botoșan, ci în toate orașele sau localitățile botoșenene care sunt deschise pentru actul artistic. E un proiect foarte ambițios, în sine documentarea are aproape 140 de pagini, e un adevărat roman, nu o să, practic, să discut despre el. Tot ceea ce pot să vă spun este că în momentul în care am primit undă verde din partea președintelui Consiliului Județean și sprijinul efectiv al Fundației, în 4 zile de la data depunerii cererii pentru organizarea acestei expoziții, astăzi suntem la vernisaj. Este un lucru extraordinar pentru că, în general, politicul nu se prea implică în cultură. Dar când vezi deschideri de asemenea factură, unui artist nu poate decât să stea în cer, să jubileze, să se bucure că operele sale ajung la privitori. Drept care, împreună cu membrii fundației, am hotărât în corpore ca toată această expoziție cu cele 44 de lucrări Flori ale Sfinților să o donăm Consiliului Județean Botoșani pentru a o expune în alte unități de cultură sau în alte unități economice sau în satele și comunele, orașele județului, ca într-o expoziție itinerantă, iar la sfârșit, după un asemenea periplu, aceste lucrări să intre în patrimoniul Consiliului Județean pentru ca iubitorii de frumos să se bucură de el și în spațiile în care lucrează. Este un gest pe care noi îl facem cu dragă inimă pentru că ne dorim acest lucru. Arta adevărată este arta care ajunge la cel care dorește să se bucure de frumos. Și dacă putem să facem așa, mai ales că suntem aproape de par, de ce să nu facem? Este cadoul nostru de suflet pe care îl facem tuturor botoșenerilor și când avem implicarea politicului și a factorilor locali de partea noastră, vă dați seama ce bucurie mai mare poate fi pentru un artist decât să poată derui lucrările sale comunității în care trăiește și desfășoară activitatea. Despre programele viitoare nu o să vorbim acum. Sunt ferm convins că, după discuțiile purtate cu Forul Local de Cultură, foarte curând vom prezenta efectiv ideea aceasta de happening-uri, de activități culturale în spații neconvenționale, care sperăm să se desfășoare odată cu vremea bună, cu mai, iunie, iulie, deci practic pe perioada de vară, când timpul ne va permite.